dimineața, în totalul de 25 prezenți, ședința de forum, și plenul începe. Prima dată aprobăm procesul verbal în cadrul mașinței extraordinare a Consiliului Local Municipal Bucovina, din data de 6.10.2023. Obiecțiuni cu privire la prezentul procesului verbal, dacă nu deschidem sesiunea de vot, închidem sesiunea de vot. Procesul de vot aprobat cu numărul 16. Vrei să zic ce spune ce? 16. Deci au votat și nu au votat la 9. Avem două tică. De 16 procese. Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipalului Bucovina în ședință extraordinară convocată de data de 15.2020. Avem un singur proiect pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea plasurilor Municipiului Bucovina în cadrul proiectului Soluție ITS în transport urban la nivelul Municipiului Bucovina, etapa a doua, de aprobarea numele fundamentale a investiției și cheltuielilor legate de proiect și alese privind deschiderea formală a investiției propuse și a finalizării unui proiect. Vă rog, dumneavoastră. Bună dimineața! În luna mai, Municipiul Bucovina a depus de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10 fondul local, o cerere de finanțare pentru obiectivul de investiții soluții ITS în transportul urban la nivelul Municipiului Bucovina. Deci avem deja o depusă de cerere de finanțare. Pe 7 octombrie s-a publicat în Ordinul Ministerului Dezvoltării 2650, prin care se modifică și se completează ghidul aferent acestui apel, acestui program de finanțare. Și s-a creat posibilitatea ca municipiile să poată depune în completare cer de finanțare pentru investiția pe fondul local. Astfel, apelul se deschide mâine la ora 10, astfel că noi vă propunem astăzi să aprobați și să acest proiect în completare, noi am spus etapa a doua, cu o valoare de 6.297.363,98 lei. Proiect care completează pe primul și care o să fie depus chiar mâine pe finanțare. Sper, dar prezintă puține activități eligibile. Proiect. Deci, ce trebuie să facem? În cadrul acestui proiect, sau acest proiect cuprind următoarele componente specifice domeniului ITS. Sisteme inteligente de management urban, sisteme de semafoare interconectate, dotare și funcționarea centrului de control al traficului, sisteme de avertizare privind adaptarea vitezei, sisteme de avertizare și asistență anticoleziune pentru conducătorii de vehicule, sisteme de siguranță pentru zona cu lucrări, monitorizarea timpurilor de călătorie și a vitezei, semnalizatoare cu mesaje dinamice, sisteme integrate de informare a călătorilor și sisteme de informare a participanților la trafic. Bun, ce închidem sesiunea de vot. 16 voturi pentru proiectul aprobat. Cu acesta, declar ședința închisă. Mulțumim pentru participare.